prejucată în Gruia și partida din finala Cupei României. Atunci au fost 120 de minute în care nu s-a marcat. Pe CFR Cluj o așteaptă o adevărată golgotă. 9 meciuri în 21 de zile. Meciuri în campionat, în Liga Campionilor și în Cupa României. Dar Sorin Cârțu nu se poate plânge, are un lot numeros la dispoziție. Vă spuneam și în debutul comentariului, numai puțin de 7 jucători lăsați în afara lotului, fără să fie accidentați. Un șut al lui Emil Dică, o reluare a lui Sixto Peralta, nu era în offside argentinianul. Trimis însă destul de slab, mai mult a luptat Sixto Peralta. Da, mingea l-a lovit în piciorul stâng, nu a reușit să reia cu dreptul și balonul a ajuns în brațele lui Dușan Cuciac. Aruncă de la margine Lucian Burdujean, primește Milanov, avansează bulgarul. Totuși, prea puțini oameni aduc în preajma careului de 16 metri vasluienii. Se mulțumesc să aglomereze mijlocul terenului. Iată-l pe Ierobelo încercând un 1-2 cu Wesley. Plan de jucat destul de lejer de capitanul Ricardo Cadu. Burdujean. Nu, sunt Mărtean, îmi cer scuze. Sunt Mărtean pentru Wesley. Se apără bine deocamdată CFR Cluj. Ierobelo pentru Bălace, acum găsește spațiul pentru centrare. Bălace, până la urmă Dominic Chivuvu reușește să respingă din fața lui Burdujean. Julio îl depășește pe Milanov și este faultat de același Burdujean, nemulțumit Hizo, deoarece Julio nu prea mai avea ce să facă în acea zonă de teren, avea doi adversari în fața sa care ar fi putut recupera lejer acea minge. În pauză și la finalul acestei partide avem Fanatic Show cu Horia Ivanovici și invitații săi, Ilie Dumitrescu și Silviu Gering, care vor încerca să vă ofere impresiile lor pe marginea acestei partide. De asemenea, vom avea și reacții la cal după terminarea partidei. Adailton cercat o pasă printre pentru Ierobelo. Din nou închid bine culoarele. Burdujean pentru Wesley. Ghencev. Adailton pentru Jivko Milanov. Doar Ierobelo este în careul de 16 metri. Alături de el se aflau 3 jucători de la CFR Cluj. Destul de greu și pentru atacantul camerunez să poată face ceva. Ierobelo blocat în ultimul moment. Mingea ajunge la Burdujean. Un șut respins greșit de Nuno Claro. Gol! Marchează Lucian Sânmărtean în minutul 26 al meciului. O nouă respingere greșită a lui Nuno Claro. De această dată nu a mai putut fi salvat portarul portughez. Sânmărtean a apărut foarte bine pe urmărire, reușește să marcheze la colțul scurt, 1-0 FC Vaslui CFR Cluj. După câteva minute bune în care au reușit să își înghețe adversarul în jumătatea proprie, FC Vaslui deschide scorul prin Sânmărtean. Bucurie imensă în tribune. Iată șutul lui Burdujean, respinge Nuno Claro, insuficient de puternic. Sânmărtean venit foarte bine din flancul stâng, profită și de neatenția lui Emil Dică și marchează simplu cu latul. Foarte mic spațiul acolo la colțul scurs. Să vedem replica clujenilor. Un succes ar fi extrem de important pentru vasluieni, ar acumula 18 puncte în clasament, s-ar apropia la doar 4 puncte de Oțelul Galați. Burdujean pentru Sânmărtean, apare bine Julio. Rada nu reușește să degajeze această minge. De văzut replica CFR-ului.
Condusă cu 1-0, echipa lui Sorin Cârțu trebuie să reacționeze, dar parcursul ei în deplasare din acest sezon nu prea-i dă dreptul să spere. Aruncă de la margine Cristian Panin. Panin, un lung de linie pentru Emil Dică. Într-o poziție destul de grea, Dică reușește să obțină o aruncare de la margine. Sixto Peralta. Avansează argentinianul, schimbă din gleznă direcția de atac, centrarea lui Panin blocată de Bălace. Ar reintra în cursa pentru titlu vasluienii cu această, dacă a reușit să se impună în această seară, în schimb pentru CFR Cluj. Campionatul ar deveni, situația în campionat ar deveni puțin dramatică, mai ales ținând cont de meciurile pe care echipa lui Sorin Cârțu le mai are de disputat. Panin oprește bine această minge, o centrare spre colțul lung. Julio atacase însă bara a doua. Rada lasă această minge să treacă pentru Dominic Chivuvu. Iată că odată detensionată situația la Vaslui, vedem o atitudine mult mai bună pe teren a jucătorilor care aleargă foarte mult, cel puțin până acum, și sunt destul de disciplinați din punct de vedere tactic. O echipă ordonată. Greșește pasa Emil Dică, interceptează Milanov, nu prea are soluții ofensive. Burdujean își face mingea cu noroc, tot el ajunge la acest balon. Burdujean în fața sa, este Ricardo Cadu, a pus acolo un braț. Ricardo Cadu l-a lovit în față pe Burdujean, dar nu a fost absolut nimic la această fază. A protejat bine capitanul Clujului. Nici nu a fost chiar atât de dureroasă această rovitură, undeva după ureche, nici măcar nu știu de ce se ține de ochi Lucian Burdujean. Îi face semn Robert Dumitru să se ridice. Da, nu are absolut nimic, dar se obișnuiește destul de mult la noi în campionat în ultimul timp să se simuleze. Ochii, urechi, tot acolo sunt în zona capului. S-a reluat între timp jocul. Nuno Claro, nesigur în această seară, portarul portughez. Degajează acum foarte lung la Sina Traore, încearcă să ajungă la această minge, reușește să o protejeze Sixto Peralta. Julio din nou pentru Peralta. Traore, intervine excelent Paul Pap și Milanov alege să joace lung pentru Ierobelo. Din nou Sixto Peralta, care face un joc defensiv foarte bun, un adevărat număr 8 Sixto Peralta, capabil să dea pase utile cu echipierilor pe fază de atac, dar să și închidă culoarele atunci când vine vorba de faza defensivă. De Zerbi, control bun al balonului. Peralta, Chivuvu, Alcantara și în cele din urmă minge ajunge la capitanul Ricardo Cadu, dar se mută foarte bine vasluienii odată cu jocul. Bălace nu reușește să agațe această minge. Emil Dică, centrare blocată de Cânu. O minge care îl amețește puțin pe capitanul Vasluiului. Se ridică în cele din urmă Gabriel Cânu și el revine după o perioadă dificilă a carierei sale. A fost accidentat la genunchi. Nu a mai reușit să revină la forma dinainte accidentării. Iată-l acum însă titular și capitan de echipă sub comanda lui Viorel Hizo. De Zerbi centrează foarte bine, respinge Cânu, a alunecat Paul Papo, intervenție prin alunecarea lui Julio. Wesley stăpânește însă bine balonul. Sunt Mărtean, o diagonală pentru Burdujean. Panin poate însă să joace și fundaș central. A reușit să acopere foarte bine acea zonă de teren. Julio obține o lovitură liberă. Faultul s-a petrecut ceva mai devreme. Iată semnul făcut de Robert Dumitru către Viorel Hizo. Într-adevăr, faultul s-a petrecut ceva mai devreme. A lăsat legea avantajului. Nu a reușit să profite Julio. Cam mult profit parcă la această fază, dar în fine. Julio
cu spatele la poartă, în exterior pentru Ricardo Cadu. De Zerbi aleargă foarte mult pe toată lățimea terenului de Zerbi, încercând să ceară mingea între liniile vasluiene. Pasa însă nu-l găsește tot timpul în cea mai bună poziție. Cadu protejează în fața lui Ierobelo. A obținut o lovitură liberă executată repede de clujeni. Peralta avansează. În stânga apare Ionuț Rada. Excelent pe fază defensivă Ionuț Rada, mai puțin util pe fază de atac. Recuperează vasluienii Ghencev. O minge destul de moale, sunt Mărtean, dribling frumos în fața lui Roberto De Zerbi. Ce abilitate are acest fotbalist, câtă lejeritate în mișcări și cu o atitudine mult schimbată în bine față de fotbal. Poate că simte și el că este pe finalul carierei și nu a dat nici pe departe cel mai bun fotbal de care e în stare Lucian Sămărtean. Poate acesta să fie sezonul lui de referință, un sezon la capătul căruia Vasluiul speră să câștige titlul de campioană. Dacă ar fi să ne luăm după pașii făcuți în ultimii ani de echipa patronată de Adrian Porumboiu, cam acolo ar trebui să fie, locul 7 în urmă cu 3 sezoane, apoi locul 5, locul 3 sezonul trecut și finala Cupei României. Anul acesta ar putea fi, de ce nu, locul 1, mai ales că lotul pe care l-au vasluieni este unul foarte valoros. Adailton rămâne la minge, se întoarce Adailton, poate șuta Adailton, gol! Eurogol reușit de Adailton, 2-0, minutul 35, șut incredibil reușit de brazilian, senzațională execuție, un șut care s-a oprit sub transversal a porții lui Nuno Claro. Cred că mingea a lovit și bara laterală. În sfârșit zâmbește Adrian Porumboiu. A trebuit să treacă 11 etape pentru a-l vedea în această situație. 2-0 lucrurile se complică pentru CFR Cluj. Golul cu numărul 4 pentru Adailton. Revedem șutul. Mingea i-a sărit puțin. Nu a lovit decât bara transversală. Iată o reluare și mai bună. Cât de bine s-a dus această minge a lui Adailton Martins, un fotbalist care a înscris pe la toate echipele pe la care a trecut. Peste tot și-a pus amprenta acest jucător care a câștigat gheata de aur la campionatul mondial de juniori din 1997. Un fotbalist de clasă, poate unul dintre cei mai titrați care au ajuns la noi în Liga 1. Peste 10 ani jucați în Serie A, la Parma, Verona, a fost coechipier cu Adi Mutu. A mai trecut și pe la Bologna, de acolo a venit din postura de jucător liber de contract. Adailton cu o minge pentru Ierobelo, izolat atacantul camerunez nevoit să se întoarcă. Îi trimite lui Sân Mărtean, un jucător clujean căzut la marginea cărării de 16 metri în jumătatea vasluiului. Continuă Milanov și Alcantara respinge direct în afara terenului de joc. Încerc să depistez, cred că este Emil Dică, da, Emil Dică, jucătorul accidentat, să vedem ce s-a întâmplat, călcat involuntar de Lucian Sân Mărtean. Ce gol am văzut în această seară al lui Adailton. Vasluiul are și avantajul față de celelalte competitoare, că nu mai este angajată decât pe un singur front, cel al Ligii 1. Eliminați moldovenii în play-off-ul pentru Europa League și eliminați din Cupa României la penaltiuri de Alro Slatina. O înfrângere greu digerabilă pentru Adrian Porumboiu, deoarece FC Vaslui a fost foarte aproape de trofeu sezonul precedent, când a pierdut finala Cupei României în fața celor de la CFR Cluj. Deocamdată Vasluiul conduce cu 2-0. În această seară, echipa pregătită de Sorin Cârțu. Adailton
cere o lovitură liberă. Peralta încearcă un 1-2 cu Emanuel Julio. Balonul iese însă în afara terenului de joc. Vor mai fi 3 partide în această etapă pe care DigiSport le va oferi. Mâine, de la ora 15, FCM Târgu Mureș, Poli Timișoara. Duminică, după cum probabil bine știți, derbiul Dinamo Steaua. Să vedem însă din nou pe Ada Hilton, pătrunde în careu. A încercat să-i facă semnul Robert Dumitru că nu a simulat. Se temea probabil pentru un cartonaș.